La momentul dat, dacă avem un câr de stocuri care stau, noi nu le putem realiza din cauza că este stat export, clar că noi trebuie să sistem activitate, pentru că să faci marfă la limb, la maxim în stocuri, nu are rost. Contracte concrete, înțelegeri de producere de care pe teritoriul Republicii Moldova practic nu sunt. O mare parte din producătorii de lucruri finite și legate de mobilă și de geamuri, de eu știu ce legat mai mult, adică este multă lume care lucrează sub patentă. Și adică producătorii mari, care plătitori de impozit, care plătitori de TVA, adică noi o leac suferim. Pentru că avem o concurență neloială pe piață.